Nu aveam nici măcar 2 lei de o pâine. Mi-am pus câteva haine într-o sacoșă, am cerut la o vecină niște bani împrumut și am plecat la oraș să-mi caut de muncă. Am găsit un loc de muncă în casa unui om bogat, însă nici prin gând nu mi-a trecut ce avea să mi se întâmple acolo. Eram sătulă de sărăcie. Viața la sat devenise insuportabilă. În fiecare zi mă trezeam cu aceeași întrebare în minte. Cum voi reuși să pun ceva pe masă astăzi? Așa că într-una din zile, am decis că trebuie să fac ceva pentru a schimba situația. Mi-am pus câteva haine într-o sacoșă veche. Am cerut la o vecină niște bani împrumut și am plecat la oraș în căutarea unui loc de muncă. Ajuns acolo, am colindat străzile în lung și în lat, întrebând peste tot dacă se caută personal pe la restaurante. După câteva ore de căutări și refuzuri, am găsit un anunț pe un stâlp. Căutăm menajeră. Oferim cazare și masă. Am sunat la numărul de telefon și în scurt timp am fost chemată pentru un interviu. Casa în care am ajuns era impunătoare. Un adevărat palat comparativ cu sărăcia în care trăisem toată viața. Domnul casei, un bărbat elegant și manierat, m-a întâmpinat cu un zâmbet cald. Bună ziua, domnule! Sunt aici pentru interviu, i-am spus timid. Bună ziua! Te rog, intră. Eu sunt stăpânul casei. Cum te numești? A întrebat el. Sunt doar o femeie simplă dintr-un sat mic. Mă numesc Maria. Maria, bine ai venit. Haide să îți arăt casa și să îți explic ce trebuie să faci, a spus el conducându-mă prin camerele imense. M-am apucat de treabă imediat. În fiecare zi, curățam, găteam și aveam grijă ca totul să fie în ordine. Însă nu după mult timp, am realizat că viața mea nu avea să fie deloc ușoară în această casă. Soția domnului era o femeie extrem de dificilă, cu o inimă rece și nemiloasă. Îmi vorbea urât și găsea mereu motive să mă critique. Într-una din zile, a izbucnit un scandal. Doamna și-a pierdut un inel valoros și m-a acuzat pe nedrept că l-am furat. Unde este inelul meu? L-ai furat, nu-i așa? A țipat ea furioasă. Nu, doamnă, nu aș face așa ceva. Nu am furat nimic, am spus eu cu lacrimi în ochi. Minți! O să chem poliția dacă nu mi-l returnezi imediat. Domnul a intrat în cameră în acel moment, auzind țipetele. Ce se întâmplă aici? Inelul meu a dispărut și sunt sigură că Maria l-a furat, a spus soția lui. Domnul m-a privit cu blândețe. Maria, este adevărat? Nu, domnule. Nu am furat nimic. Vă jur. El a stat un moment pe gânduri, apoi s-a întors către soția sa. În ultimul timp, comportamentul tău a devenit insuportabil. Maria a fost întotdeauna cinstită și muncitoare. Nu cred că ar face așa ceva. Deci pe cine crezi? Pe mine sau pe ea? A întrebat soția cu vocea plină de furie. Cred că ai întrecut limita. Dacă nu poți trăi în această casă în armonie, poate ar trebui să pleci, a răspuns el calm. Doamna a rămas fără cuvinte, apoi a plecat furioasă din cameră. Din acea zi, viața mea a început să se schimbe. Soția sa a plecat la câteva săptămâni după acea ceartă. Nu era prima ceartă pe care o aveau. Ea era mereu nemulțumită și pusă pe ceartă. Domnul casei a devenit tot mai apropiat de mine. Îi plăcea simplitatea mea, calmul și faptul că eram mulțumită de orice. Timpul a trecut și am petrecut 3 ani alături de el, în care am învățat să-mi apreciez munca și să-l respect pentru bunătatea lui. Însă viața ne-a lovit din nou. Într-o zi, acel om bogat a avut un accident de mașină și a rămas paralizat. Nu știu ce o să mă fac acum, mi-a spus el cu lacrimi de disperare în ochi. Nu vă îngrijorați, domnule. Voi fi mereu aici pentru dumneavoastră, i-am spus, strângându-i mâna. Am fost sprijinul lui constant, îngrijindu-l zi și noapte. În ciuda greutăților, relația noastră a devenit tot mai puternică.
încetul cu încetul, am devenit ca o familie. Într-o zi, el mi-a spus: Maria, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Am decis să-ți las totul. Cum adică să-mi lăsați mie totul? Am întrebat, nedumerită. Toată averea mea, casa, tot ce am, îți aparține acum. Meriți asta pentru că ai fost lângă mine când am avut cel mai mult nevoie, a spus el, privindu-mă cu ochii plini de recunoștință. Am rămas fără cuvinte. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că viața mea s-ar putea schimba atât de mult. De la sărăcia extremă în care trăisem, am ajuns să fiu proprietara unei averi imense. Dar cel mai important, am găsit adevărata valoare a recunoștinței și devotamentului. Viața este plină de surprize și întorsături neașteptate. Uneori, din cele mai întunecate momente, se nasc cele mai luminoase bucurii. Am învățat că, indiferent de greutăți, trebuie să ne păstrăm mereu speranța și să fim recunoscători pentru fiecare zi. Am trăit alături de el până în ultima clipă și m-am asigurat că este îngrijit așa cum merită. Maria, ai fost un înger pentru mine, mi-a spus el cu o ultimă suflare. Și dumneavoastră pentru mine, domnule, i-am răspuns, strângându-i mâna pentru ultima oară. Și astfel, dintr-o femeie săracă și disperată, am devenit o femeie care a cunoscut adevărata valoare a bunătății și a devotamentului. Povestea mea este o lecție despre cum bunătatea și răbdarea pot schimba destinul oricui. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.